Bun găsit! Astăzi îți voi povesti despre secretele cele mai ascunse ale semnelor zodiacale. Berbecul. Berbecului nu-i plac luptele și nu-i place să piardă oameni. Pretind că sunt fericiți atunci când cineva iese din viața lor și că totul este în regulă, dar în realitate suferă foarte mult și vor pe acei oameni înapoi, însă niciodată nu se vor umili, nu vor coborî sub demnitatea lor, rugând acea persoană să se întoarcă înapoi. Taurul. Taurului îi este frică că nu este folositor, că cei din jur nu-l vor în preajmă și că va fi uitat de către oamenii apropiați. Gemenii se tem de singurătate. Iată de ce sunt atât de volubili, de dinamici, de interactivi, se învârt în foarte multe cercuri, pentru că se tem de liniștea care domină în casă atunci când se întorc în căminul lor și nu este acolo nimeni să-i aștepte. Racul își pune o mască veselă tot timpul și vrea să arate că este în control și că este stăpân pe emoțiile sale, dar în realitate racul se teme că dacă își arată adevăratele emoții, cei din jur vor fi dezamăgiți și îi vor abandona sau părăsi. Nu vrea să creeze celorlalți ocazia să se îngrijoreze pentru el. Racul nu vrea să fie prins niciodată într-o postură de vulnerabilitate emoțională. Leul. Leul se teme de faptul că cei din jur nu-l validează, nu-l iubesc și că nu este important. Se teme să nu fie în lumina reflectoarelor și își dorește foarte mult ca cei din jur să aibă nevoie de el. În acest fel, leul își ascunde o mare doză de sensibilitate sub o mască impasibilă care spune: da, mie nu-mi pasă, eu sunt în control, eu sunt ok și cu mine și fără cei din jur și nu știu ce, dar în realitate el se teme că nu este folositor, că nu este în lumina reflectoarelor, că nu este în atenția celorlalți. Fecioara. Fecioara se teme de viață în ansamblul ei. Și este atât de preocupată să-și facă scenarii, să-și facă portițe de ieșire din situații alambicate pe care tot în mintea ei și le creează, încât la sfârșitul zilei sfârșește prin a fi epuizată fizic, nervos, emoțional, sufletește și cum mai vrei să mai adaugi. Își fac prea multe griji pentru fiecare moment al zilei și frica cea mai mare a fecioarei este să piardă controlul asupra vieții. Balanța. Balanța nu funcționează bine singură. Are nevoie de un partener sau de o parteneră. Are nevoie de relații, de împărtășirea emoțiilor și sentimentelor. Iată încât lucrul de care balanța se teme cel mai mult este să nu rămână singur. Și al doilea lucru este să nu fie săracă. Scorpionul. Scorpionul se teme de cei din jur și se teme că aceștia ar putea să înțeleagă sufletul, mintea și își dorește ca oamenii să nu depășească o anumită zonă de tampon. Adică tu stai acolo, eu sunt aici, eu îți dezvălui cât vreau din mine și asta este. Deci scorpionul se teme ca cineva să nu intre în minte și să nu îl înțeleagă foarte mult. Săgetătorul. Săgetătorul vrea să ofere dragoste și vrea să fie iubit. Atunci când sunt singuri, au o stare de depresie profundă și o maschează foarte bine făcând glume, fiind volubili, fiind sufletul petrecerii, dar în realitate ei suferă, tânjesc amarnic după un partener și după o relație satisfăcătoare. Capricornul. Capricornul investește foarte mult timp, răbdare, ambiție în a urca, în a ascensiona social, în a ajunge cât mai sus, cât mai repede, cât mai bine. Și pe parcurs își creează dușmani, pe parcurs rupe relații, face compromisuri.
Iată de ce, odată a ajuns în vârf sau odată ce și atinge obiectivul, pentru că atunci când este în demersul de a-și atinge obiectivul, nu mai are timp de nimeni, de nimic, nu se mai gândește, nu se mai teme de nimeni și de nimic. Dar când și-a atins obiectivul și începe să cugete după, cea mai mare frica sa este să nu rămână singur, să nu rămână la bătrânețe fără o mână de ajutor. Vărsătorul. Vărsătorul este ușor atipic și nu-și manifestă emoțiile așa cum trebuie, așa cum se cuvine. Iată de ce vărsătorul crede tot timpul că e ceva neregulă cu el și că cei din jur sunt foarte normali, dar el nu e ok. De fapt, lucrurile sunt invers, dar asta este frica cea mai mare a vărsătorului, că nu este aliniat la mersul societății sau a oamenilor din jurul lui sau a anturajului, că este atipic. Iar peștii, pentru că ei sunt un semn al visării, un semn al reveriei, se tem foarte mult de realitățile crude și reale ale vieții. Peștele nu gestionează foarte bine acest realism, această parte a vieții care este foarte palpabilă și testabilă. Peștele are nevoie să viseze, să fie într-o lume ideală, așadar, peștele se teme de realitatea vieții cu zi cu zi, de zi cu zi, de răutatea oamenilor și se teme că nu ar ști cum să se comporte atunci când este provocat de împrejurări să scoată la lumină latura sa cea mai întunecată, combativă, latura de pirania. Deci e frică să nu-i rănească pe cei din jur, să nu fie el rănit în procesul provocării. Acestea sunt secretele cele mai ascunse ale semnelor zodiacale. Dacă vrei să fii la curent cu ultimile mele filmări, atunci apasă butonul subscribe ca să fii în lista VIP, care este notificată prima atunci când postez ceva nou pe canalul meu de YouTube. Alexandra Coman îți dorește o zi cât mai frumoasă!